O femeie de 82 de ani originară din Crasna a murit în în timpul furtunii tropicale Ayruin. Rosalia Gluck era stabilită de ceva vreme în Statele Unite ale Americii, însă în urmă cu ani buni fusese deportată într-un lagăr nazist datorită faptului că era evreică. Reprezentantul comunității evreiești din Brooklyn, Isaac Abraham, spunea despre Rosalia că a reușit să supraviețuiască ororilor lui Hitler, dar nu și uraganului Irene. Potrivit informațiilor primite de la viceprimarul comunei Crasna, Torma Alexandru, femeia nu mai are rudensat. Cu toate acestea, ea are numai puțin de 45 de nepoți și strănepoți de la cei 5 copii. Întreaga familie este însă în Sua. Directorul Muzeului Holocaustului din șimleul Silvaniei, Daniel Stejerean, ne-a informat că în Crasna există șapte familii cu acest nume, însă niciuna dintre ele nu are vreo legătură cu femeia care a murit în urma furtunii tropicale. În același timp, Stejerean crede că femeia a plecat din Crasna și și-a întemeiat o familie în Sua, tocmai ca să uite tragedia prin care a trecut aici. Rosalia Gluck a murit duminică dimineața după ce cabina în care stătea a fost inundată în timpul trecerii uraganului Irene. Ea se afla în vacanță la 65 de kilometri de Kingston. Familia și prietenii au condus-o pe ultimul drum pe Rosalia Gluck duminică noaptea. Ea a fost înmormântată în districtul Orange din New York.